Hei, bună dragi prieteni! După ce în videoul anterior v-am arătat cum fac eu turtele și cum fac aluatul pentru turte, acum vreau să vă arăt cum fac eu turte umplute! Haideți cu mine! Pentru început voi tăia aceste două bucăți de praz. Le voi tăia prima oară pe mijloc. Așa. Și apoi voi tăia fâșii. Așa. Uitați. Termin tot prazul. Și da, până termin tot prazul. Apoi iau această bucată de salam și o tai fâșii. Întâi îi scot asta și apoi îl tai fâșii, fâșii. Imediat. Îl dau în două. Apoi am pus pe foc o tigaie în care am pus puțin ulei, iar în ea voi pune salamul. Și las puțin să se prăjească. Peste salam pun prazul și de asemenea las și prazul să se călească puțin și amestec un pic. Voi pune și puțină sare și, bineînțeles, puțin piper și mai amestec. Prăjeala este gata, oprim ochiul. Apoi iau acest cașcaval și încep să-l tai cubulețe. Cam așa. Așa. Și ne apucăm să facem turta. Acum, iau o mână generoasă cu aluat, fac așa, bine, bine, și îi fac așa, cu sucitorul, o întind binișor și în mijloc îi voi pune din umplutura mea. Mai puțin. Îi voi pune puțin praz și cu salam și, bineînțeles, îi voi pune și cașcaval. Și acum voi strânge toată această turtă așa, la toate colțurile. Ia uitați așa, am făcut-o. Și o presez încet, încet, cu sucitorul. Ia uitați. Și gata, o pun la făcut în ceaun. Imediat. Așa. Ceaunul este pe foc, clocotit, dau drumul la turtă. O întoarcem. Scoatem turta, este gata. Așa arată turta mea umplută. Turta umplută cu praz, salam și cașcaval. Haideți, încercați! Simplu, simplu de tot! Pupici! Pe data viitoare, la rețeta următoare. Pa!